acest sens i-am adresat o petiție către Ministerul Educației, rugând doamna ministru să se implice în rezolvarea acestui conflict în state. Petiția dată a fost semnată de 149 de studenți. Am aici semnăturile, copiile semnăturilor, petiția. Un răspuns, din păcate, din partea Ministerului noi nu am primit. La 21 mai, în ajunul ședinței Senatului din mai, am organizat o adunare generală a studenților facultății, la care iarăși am pus în discuție problema dată, pentru a ști ce opinie generală a studenților să o prezentăm Senatului. A fost votat în final un demers adresat senatorilor, care un demers de fapt pe care domnul rector am văzut că l-are, deja a fost publicat și în mass media, dar vrem să dăm citire acum, ați primit și dumneavoastră cred că niște copii, să dau citire acestui demers în partea studenților. Deci, mulți stimați membri ai Senatului, studenții Facultății de Istorie și Etnopedagogie vin cu rugămintea de a li se asculta opinia în legătură cu propunerea domnului rector făcută publică la ședința Senatului Universității din 24 aprilie 2013, primind demiterea domnului Sergiu Museață din funcțiile de conferențiar universitar și de decan al Facultății de Istorie și Etnopedagogie. Doamna Doruș, spate, mai dați vreo. Când a fost demiterea? La ședința din 24 aprilie, Studenții facultății vin cu rugămintea de a se renunța la ideea demiterei din următoarele considerente. 1. În cazul ședinței Senatului din 24 aprilie 2013 s-a invocat drept de mie pentru demiterea domnului Sergiu Musteață, încălcarea articolului 86, alineat 1 din Codul Muncii al Republicii Moldova, care stipulează posibilitatea concilierii angajatului pentru absența fără motive întemeiate de la lucru mai mult de 4 ore consecutive în timpul zilei de muncă. Nu știu, acest articol a fost spus și era vorba despre demitere. Așa amintesc eu. Considerăm aplicarea acestei prevederi nepotrivite în cazul domnului Sergiu Museață. În viziunea noastră, o vizită de lucru la una dintre cele mai prestigioase universități în lume, Universitatea Stanford, prezintă un motiv întemeiat de absență de la lucru, mai ales că mobilitatea academică este un obiectiv al procesului de la Bologna. Credem că nu doar universitatea, sub aspect general, ar avea de câștigat prin descrierea posibilităților de parteneriat între UPS Ion Creangă și universitățile occidentale, și plus asta că domnul rector a confirmat că vizitele domnului Museață contribuie și la, sau rezultatele muncii acestea contribuie la acreditarea universității, dar și propriu zis studenții, prin șansa de a beneficia de pe urma acestor colaborări, dar mai ales prin accesul la un nou stil de predare, noi informații și materiale istorice, pe care domnul Sergiu Museață le împărtășește studenților de la facultatea noastră. Cursurile domnului Musteață sunt originale și interesante, iar metodele și informația prezentată ne sunt utile în procesul de însușire a cunoștințelor și dezvoltarea abilităților de predare și cercetare. Un alt aspect este în ceea ce privește predarea cursurilor în bloc. Acest mod de predare nu afectează în niciun fel calitatea predării, din contră găsim această metodă binevenită, mai ales că este pe larg practicată în universitățile occidentale. Procesul de la Bologna presupune acumularea unui anumit număr de credite, iar practica europeană arată că învățământul pe module este destul de eficient. Avem chiar și instituții de învățământ superior din țară care organizează procesul de învățământ în acest fel, cum ar fi, de exemplu, LIM sau ASEM. În acest context, credem că ar fi bine nu să penalizăm acest mod de organizare a procesului de studiu, dar, din contra, să tindem dreptat să-l implementăm și la noi. Acest fapt ne-ar permite să atragem specialiști de calitate din Occident, care ar avea posibilitatea să susținem cursuri și la facultatea noastră. Experiența de până acum din cadrul facultății ne-a dovedit că lipsa fizică a profesorului de la facultate pe o anumită perioadă de timp nu reprezintă o piedică în stabilirea legăturii atunci când este nevoie. Suntem într-o eră informațională, când distanța nu mai este un obstacol, iar comunicarea online este foarte eficientă. Țin să menționăm aici că domnul Musteață răspunde prompt de fiecare dată la mesajele și adresările noastre prin e-mail. Credem că la fel este și în cazul îndeplinirii sarcinilor pe care le are în calitate de decan. De asemenea, nu putem să trecem cu vederea lucrurile realizate de către domnul Musteață în doar câteva luni de la alegerea în funcția de decan, care au impact direct asupra studenților. Și aici menționăm organizarea unei frumoase sărbători de Crăciun în sala de festivități, instalarea rețelei Wi-Fi în căminul numărul 6, lansarea unei pagini web pe Facebook, UPS Ion Creangă, editarea unui buclet admiterea 2013 la Facultatea de Istorie și lansarea proiectului de elaborare a paginii web a facultății cu participarea studenților și profesorilor de la facultate.